Ne-am întors în direct în partea a doua, aici la Metropola TV, la Prime Time. Domnilor Ciolacu, Câțu și Ciucă, aveți o coaliție mamut, zic cei din opoziție de la USR, o majoritate uriașă în Parlament și nicio scuză în fața familiilor care lună de lună plătesc tot mai mult. În chestiunea energiei, zic că băieții de la USR, singura voastră preocupare a fost să umpleți ANRE de sinecuriști inutili. În ceea ce îl privește pe ministru Virgil Popescu, căruia i se cere demisia, cel care a asistat pasiv la generarea acestei crize trebuie înlocuit rapid. Demisie sau demitere, oricare soluție ce poate readuce competența în acea instituție bună, zice liderul USR, Dan Barna. Doamna Barcari, ce părere aveți? Zic bine cei de la USR, domnule profesor Hader. Și de asemenea, alături de noi prin Skype, e domnul deputat Sabo Odon. Bună seara, mulțumesc frumos! E ciudat că cei de la USR, care au avut ministru pe bază de adeverință de studii, vorbesc de specialiști pe domenii, mai ales acum. Într-adevăr, în perioada de criză, dar nu numai, pentru că neprofesioniștii vor crea crize întotdeauna. Pentru că ei nu au cum să realizeze, n-au cum să înțeleagă, n-au cum să vadă tot felul de fenomene, n-au perspectivă. Și atunci sigur că generează crize. Ori e normal că în posturi de conducere ministerial ar trebui să fie doar specialiști pe domeniu, nu tot felul de chestii. Și răspunsul ăsta, da, dar știți că se conduc politic. Politic, dar și partidele ar trebui să aibă portofolii de specialiști pe domenii care să fie numiți în posturi de miniștri, nu tot felul de agemii. Domnule deputat Sabo, se conturează vreo soluție, vreo decizie, chiar vreo hotărâre în seara asta, la întâlnirea asta, mega întâlnirea coaliției pe chestiunea energiei? Da, pot să vă spun, nu o să dau detalii, dar pot să vă spun că s-a agreat un calendar și niște decizii care urmează să completeze ceea ce am decis în comun. Sunt oarecum surprins de ceea ce spun colegii noștri din USR din Parlament, dintr-un motiv foarte simplu. În octombrie, când am votat legea care venea să plafoneze anumite prețuri și să compense, o lege de compensare, a fost votat de către toată lumea în Parlament. În comisie a fost unanimitate, în plen a fost unanimitate. Nu a existat niciun vot împotrivă. Desigur, ulterior s-a dovedit că acea lege nu este îndeajuns. Precum în Franța, uitați, cu circa 3 săptămâni înainte au luat aproape aceleași decizii la începutul lui octombrie și acum și dânsii vin cu noi soluții pentru că se pare că nici acolo deciziile din octombrie nu sunt de ajuns. Dar aceste decizii trebuie luate, trebuie să intervenim. În perioada de criză nu poți aștepta ca piața să se autoreglementeze. Trebuie să ai prețuri reglementate și eu cred că vom avea o soluție care să ne treacă cu puține pierderi în această iarnă. Bun, dacă nu ne puteți spune mai multe, măcar de când se vor implementa aceste măsuri? De la 1 februarie, cum cere PSD-ul sau cum ne-a anunțat șeful guvernului, chiar domnul Ciucă, de la 1 aprilie? Nu se poate aștepta până la 1 aprilie, pentru că vorbim de veniturile și de facturile din iarnă. La gaz, de la 1 aprilie încolo, facturile acestea o să scadă, să spun așa, pe lucrurile normale și anume începe să vină primăvara, o să ne încălzim mai puțin, o să folosim energie electrică mai puțin pentru că ziua este mai lungă și așa mai departe. Compensarea trebuie să vină cât mai repede posibil. Nici aceea nu este o soluție ca de pe o zi pe alta, pentru că acestea trebuie să ai niște reglementări care țin pe o perioadă mai lungă, în cel puțin de 6 luni de zile și aceste lucruri trebuie discutate și cu Comisia Europeană, dar trebuie să avem niște decizii curajoase. Domnule profesor Hader, cine să-l fi indus în eroare pe domn prim-ministru Ciucă, care joi, acum câteva zile, a ieșit să spună națiunii că de la 1 aprilie, că până atunci ne vom descurca, răspunsul noastră după ce îl revedem pe domnul Ciucă? Urmează a fi refăcute facturile care nu au respectat plafoanele reglementate. Până la refacerea calculelor de către furnizori, aceste categorii de facturi nu vor fi purtătoare de penalități.
De la 1 aprilie, consumatorii casnici cu un consum lunar de până la 300 kWh vor beneficia de o nouă schemă de protecție care va include TVA redus la 5%, precum și compensarea certificatului verde și a bonusului de cogenerare pentru consum. Domn profesor Hader, răspunsul dumneavoastră, cine să-l fi indus în eroare sau cine l-a făcut să se pripească? Pentru că lumea a luat de bună ce a spus. Un consilier nepriceput, poate o discuție cu domnul ministru, care și domnia sa mi s-a părut nepriceput. Popescu. Da. Pentru că nu cred că a venit mesajul acesta doar din capul prim-ministrului României, domnul general Ciucă. Mai ales că nu i-a redat cu acuratețe, ați remarcat dumneavoastră două, trei greșeli. Se pare că a citit greșit sau a spus greșit, nu știu dacă a citit. A zis kilowatts pe oră, dar energia se măsoară în kilowatts-oră. Dar nu ce facem cu țara asta, domnul Hader? Toți citesc? Păi, de pe hârtiuță? Bine e să citești, să mai știi avut cât mai și multe. Pe Viorica. Ați bine, văzut câtă buză a făcut o nație întreagă de domnia sa. Bine e să citești cât mai multe. Viața se recomandă să citești. Acum depinde ce faci după păi de pe fițuică să citești. Depinde, e o tragedie, domn profesor. Depinde ce faci. Acum trebuie să ia măsuri, pentru că faptul că ne-a spus că nu vor fi sancționați, așa am înțeles, domnule Bucur, nu? Nu vor fi taxați, nu vor fi întrerupte alimentările cu energie electrică sau cu gaze, în condițiile în care facturile s-ar putea să fie greșite, că în unele cazuri poate sunt corecte și s-a consumat mult și toată populația ce o să zică? Nu plătim, că ne-a zis prim-ministru. Credeți că vorbele domniei sale reprezintă literă de lege în acest sens? Ar trebui să dea o lege, dacă e să o luăm. Cineva să spună, nu mai plătim până când nu recalculăm totul. Sau ceva de genul ăsta, până nu se reverifică totul. Ori domnul prim-ministru ne-a spus că nu vor fi măriri, nu vor fi sancționări, nu vor fi impuse taxe suplimentare că n-ai plătit la timp. N-ai cum, domnule, că ai un contract, l-ai semnat. Nu l-a semnat domnul prim-ministru. L-a semnat cetățeanul Hader, cetățeanul Bucur, consumatorul, clientul, cum ne numim noi. Și în momentul ăla ce faci? Dacă ți-a tras heblu sau nu-ți mai dă gaze și rămâi pe timpul iernii, vai de mama ta. Deci iată cum văd eu lucrurile. A greșit și domnul prim-ministru, adică după ce a greșit ministrul energiei, urât de tot. O fi fost o zi grea, a obosit, că și eu vin după 10 ore de activitate la Politehnică. Mai ne scapă câte o perlă. Dar te corectezi imediat, domnule, stai că te trezești așa. Când spui tu, nu te duci cetățene să plătești, că n-are niciun rost. Avem mușchitar, domnule, noi. Ce, domnule, că dă la cu tine de pământ dacă ai întârziat. Îți dă un preavid, îți dă... E o succesiune... Da, cine să vorbești? O succesiune de pași. E stabilită regula, adică nu te duci acolo dintr-o dată să-ți oprească, dar trebuie să te încadrezi în acele zile, 15 zile, 30 de zile și așa mai departe. Ideea este că oamenii aceștia care au scumpit energia electrică într-un mod abuziv, după părerea mea, ar trebui să plece toți. Și ăia care conduc companiile acestea unde au salarii de salarii, adică... ANRR-ul, de mi-aduc aminte de o doamnă care locuia cu mine la două camere când aveam copii mici. Așa a fost, pe malul lacului Crângaș. Și ne întâlneam la metro dimineața. Și lucra într-un loc foarte interesant. Și dumneavoastră unde lucrați? Eu zic la Politehnică, sunt șef de lucrări, asistent universitar, la care dânsa și ce mi-a zis? Eu lucrez la RNL. Adică, nene, dar făcea așa... Era RNL atunci. RNL atunci. Da, a spus așa de parcă ducea până la ceruri, la RNL. Adică, vedeți, domnule, avem scutire de energie electrică. Au scutire toți, așa am înțeles. Nu mai fi acum, avea atunci. Poate că acum nu mai au, nu vreau să spun prostii. Dar femeia era, doamna, era tare mândră, jos pălăria, prinzese un serviciu bun. Păi dacă așa stau lucrurile, păi cum te arunci tu să ceri atâția bani, câte vreme știi că populația nu duce? Omul care a făcut prețul acela, oamenii, că nu e unul singur, domnule. Domnule sindicalist, eu pun problema altfel. Cum pot să fie asemenea prețuri la asemenea salarii? Da. Că dumneata e sindicalist și ar trebui în primul rând ăsta să fie, atâta timp cât salariile sunt sub coșul minim. Cum se poate ca aceste prețuri să fie de parcă s-ar plăti miniștri? Cine, aia care produc, care intră în devizul de evaluare a acestui consum, că el trebuie să aibă un deviz, da? În care trebuie să evaluezi consumul de materiale, consumul pe plata salariilor, pe tot felul de lucruri absolut necesare. Bun, toate astea, într-adevăr, ajung să fie
la o valoare atât de mare încât un om care muncește o lună de zile să nu-și poată oferi căldură și electricitate? Sunteți conștient, domnule deputat Sabo, sunteți conștient, auzind-o pe doamna Barcari și pe domnul profesor universitar, că partidele din coaliție, că se numesc PSD, proaspăt intră la guvernare, PNL, care mai jos de atât nu poate fi, dar și UDMR-ul pe care reprezentați, sunt erodate de însăși această criză a facturilor, care e de vreo două luni de zile. Căutați în coaliție un țap ispășitor. S-a vorbit astăzi, mai abitir ca în ultimele săptămâni, de demiterea domnului Popescu de la PNL. Ajunge? Uitați, am văzut că colegii noștri din USR au solicitat chiar în... Chiar și domnul Ciolacu de la PSD a cerut asta astăzi. Dar ei, cu jumătate de gură. L-au votat și colegii din USR, că a fost domnul Popescu, a fost ministru și în guvernul anterior. Trebuie să spunem două sau trei lucruri foarte simple și aici România trebuie să, cum să spun, să joace și la nivel internațional. În Uniunea Europeană există o dezbatere foarte intensă pe politicile energetice. Costurile pe care le implică introducerea unui Green Deal, anume a unei energii verzi, în Europa Centrală și de Est, unde nu am avut resursele financiare pentru a realiza acest salt energetic de la ceea ce aveam ca și industrie energetică comunistă cu foarte multă energie realizată pe bază de cărbune, pe hidrocarburi și așa mai departe. România avem o șansă că avem și o energie hidro destul de puternică, dar cu toate acestea reușim să ne producem circa 60% dacă includem inclusiv nuclear electrică în această zonă, pe energie verde. Restul de 40% sunt pe energii la care trebuie să realizăm acea taxă verde, pe care acele certificate verzi, care sunt din ce în ce mai scumpe. În acest context, ar trebui să intrăm în această dispută europeană, unde inclusiv fondatorii acestei Uniuni Europene, Franța și Germania, sunt divizați. Franța, care consideră și a făcut un lobby intens în perioada tocmai care s-a încheiat și a preluat președinția Uniunii Europene în aceste 6 luni, Franța, care dorește ca inclusiv energia nucleară, cum avem și noi la Cernavodă, să fie considerată energie verde. Și Germania, care noua coaliție de centru-stânga de acolo, care are în componență inclusiv pe verzi, foarte determinați în această direcție, care sunt o creație a anilor 80 a mișcărilor din acea perioadă, care era mișcare și împotriva energiei nucleare realizate în aceste centrale atomice. Ei au decis ca aceste centrale și energia produsă în aceste centrale atomice să fie considerate... Da, domnul deputat, discuția e complexă, dar pe de altă parte... E complexă, dar trebuie să înțelegem, da, pentru criza că... Criza energetică a lovit evident peste tot, dar acolo unde populația e atât de săracă, a doua cea mai săracă de o veșnicie din Uniunea Europeană... Din acest motiv ar trebui să ne implicăm și la nivel european, pentru că politicile publice, trebuie să înțelegem, politicile publice la Uniunea Europeană ne afectează pe noi toți, inclusiv în acest context. Dacă nu vom reuși să fim în această chestiune de partea Franței, în care să câștigăm acest război în interiorul Uniunii Europene, atunci, practic, pe termen lung, prețurile mari vor fi o realitate. Vor fi și dacă mai mari. Bun. Concluzie pe subiect. Orice măsuri pompieristice vor lua guvernanții acum, peste un an, peste o iarnă, peste două, peste trei, ne vom trezi în același punct. Dacă nu mai construim nimic. Dacă reactoarele nucleare vor fi scoase din afara ariei de energie verde. Doamna Barcari, ce am construit? Franța are interesele ei, numai puțin, domnul Adrian. Domnul Bucur. Franța are vreo 103, din câte știu eu, reactoare nucleare. Are peste 100. Are tot interesul să se lupte și noi trebuie la să... Noi vin alea de buzunar din America, alea anunțate de domnul Iohannis. Alea știți?
că n-am construit, nu-i nimica, dar eu îmi fac probleme cu altele. Programul de întreținere și reparare a hidrocentralelor, și vorbesc de hidrocentrale care au baraje, este depășit și nerespectat. Ori aici sunt niște lucruri foarte grave, care sunt trecute cu vederea, pentru că tot felul de sinecuriși de ăștia au ajuns în niște posturi bine plătite, în care ei trebuiau să facă ceva și n-au făcut nimic, decât au tăiat și au creat datorii. Vine un moment al scadenței. Păi da, aici, da, o plătim noi. Și la rețeaua de termofricare a capitalei, și la noi în educație, domne. Când nu mai vrea să vină nimeni la 2300 de lei salariul net, un debutant. Normal că vine dacă nu iei măsuri acolo unde e cazul. Și profesorii vin și ei cu o grevă zilele astea, sindicatele de învățământ. Da. Mulțumesc, ne oprim aici cu subiectul. Așteptăm anunțurile oficiale de la domnul Ciucă, de la domnul Popescu, de la cine o mai fi. Numai să fie pe bune de data asta, nu cum ne-a zis joia trecută domnul Ciucă. Vreau să ne uităm însă la un scandal care vorbește despre modul în care autoritățile ne mint în față. Sunt cazurile în care imaginea poliției și a Ministerului de Interne, imaginea asta suferă, se înmulțesc. Ultimul caz, nu-i așa, de săptămâna trecută, a îngrozit opinia publică. E vorba despre polițistul care a omorât o fetiță pe trecerea de pieton și a rănit-o pe alta. Victima e și acum internată în stare gravă la Grigore Alexandrescu din Capitală. De obicei, cei care plătesc pentru erorile de strategie din minister sunt polițiștii amărâții de la nivel local, nu liderilor de la București. După o vacanță de o săptămână la schi, într-o țară a Uniunii Europene, domnul ministru Bode a catadixit astăzi, la 5-6 zile după acest incident, dramă, până la urmă, nefericită, că a murit o fetiță nevinovată. Tragedie. Da, tragedie. A ieșit cu justificări, cu explicații. Dacă ne amintim și despre atentatul cu bombă de la Arad, în care i-a ucis un om de afaceri și care a rămas și azi fără vinovați, asasinatul de la Onești, în timp ce poliția negocia cu criminalul, cazul de la Bolintin, Caracalul, da, Caracalul, care este scandalos. Păi avem... Hai să-l vedem pe domnul Bode cum justifică aceste două cazuri care ne-au îngrozit. Pe Raisa, fetița omorâtă de un polițist, chipurile aflate în misiune. Pentru că despre minciună e vorba. De tot atâtea zile, de 5 zile, noi știm că polițistul ăla ba era în misiune, ba să verifice măști la o școală, ba era nu știu de pe unde. Hai să-l auzim pe domnul Bode. Regret enorm această tragedie care a șocat o țară întreagă și, dincolo de funcția ministerială, sunt tatăl unei fetițe de vârstă apropiată cu Raisa, iar sentimentul pe care îl simt este unul cutremurător. Știm că orice aș spune, orice am face, nu o putem aduce pe Raisa înapoi. Vorbim de o faptă ireparabilă. Însă pentru familia îndoliată și pentru opinia publică am obligația să dispun măsuri în limita competențelor legale și să prezint rezultatele acestor măsuri. Încă o dată transmit condoleanțe familiei Raisei și însănătoșire grabnică Mariei. În ceea ce privește tragedia, pentru că un om a murit și vorbim de o tragedie, săptămâna trecută în orașul Bolintin Vale. Această tragedie a scos la iveală încă o dată putregaiul unui sistem care s-a degradat de la an la an în ultimii 30 de ani. Resurse umane insuficiente, câteodată s-a dovedit slab pregătite, câteodată în cârdășie cu puterea politică locală și câteodată în cârdășie cu infractorii de la nivel local. Bolintin Vale, o comunitate cu aproape 15.000 de locuitori, la ultimul recensământ, aproximativ 15% din populație activă. Avem sute de comunități în România de acest
din această categorie, să spun, în care din 15-20.000 de locuitori, 2.000-3.000 reprezintă populația activă. Ceilalți nu sunt nici șomeri, nici nu înregistrează alte venituri. Și ne punem întrebarea, evident, din ce trăiesc și avem și răspunsul de unde aceste cifre alarmante pe zona infracționalității, a furturilor și așa mai departe. Da. Domnul Vode, ministrul de interne, cu justificări astăzi, la zile bune după această tragedie, imaginea poliției e probabil în cea mai proastă situație din ultimii 30 de ani. Nu că vreodată ar fi avut o imagine extraordinară, dar acum ineficiența poliției, dar mai ales sinecurile din poliție sunt cele mai problematice, zice politologul Cristian Pârvulescu. Vă propun să plecăm de aici. Bună seara, îi spun domnului Iulian Surugiu, președintele Sindicatului Național al Agenților de Poliție. Ne uităm stupefiați, domnule Surugiu, La acest caz mai ales al fetiței omorâte de un polițist pe trecerea de pieton și care, asta ne-a oripilat pe toți, verifică cu piciorul dacă mai trăiește. Polițistul ăsta nu știm de unde a venit, înțeleg că nu era de meserie polițist. Ce înseamnă recrutările astea din surse externe? Vă rog să ne explicați, să ne lămuriți câți mai sunt ca omul ăsta în poliție, cei care trebuie să aibă să apere ordinea și să ne ferească de infractori în general. Bună seara, o singură problemă am. Sunt doar președinte fondator al Sindicatului Național al Agenților de Poliție și director de comunicare la o federație a polițiștilor. Acum, pentru buna informare a telespectatorilor. O să vă rog, domnul Surugiu, să dați sonorul televizorului încet, pentru că altfel e microfonie și nu ne înțelegem. Hai să intrăm în subiect, vă rog. Haideți să începem cu începutul. Deci, acum sunt două paliere de discutat. În primul rând, eu sunt convins că, și vreau să subliniez lucrul ăsta, că sunt polițiști onești, care, sigur, cred că au fost cu inima alături de familia îndoială. Deci, asta una la mână. Doi la mână, acum depinde ce vreți dumneavoastră să discutăm. Despre sistem, despre polițist... Păi eu aș pleca de la cazul polițistului pe care șefii lui încearcă să-l apere, să-l acopere, să mușamalizeze cazul așa cum am mai văzut. Pentru că dacă ne uităm nici la onești, nu s-a găsit vreun vinovat. Începem de unde vreți dumneavoastră, dar ajutați-ne să înțelegem. Bun, haideți să începem cu accidentul. Deci copilul ăsta, tânărul ăsta, nu mai e chiar copil, că având 36 de ani, ar trebui să fie un om matur. Deci el era într-o activitate uzuală. Deci nu era în misiune de urgență, ca să fim bineînțeleși. Așa, n-a fost una, deci nu a procedat bine, că a circulat cu viteză pe un segment de drum unde viteza era de 30 de km la oră și el probabil avea mult mai mult și asta o să ne arate expertiza, că nu pot să fiu eu, radar sau altcineva. După care, eu cred că din punctul meu de vedere, nici nu a fost atent la drum. Din ceea ce am văzut și ce s-a prezentat în spațiu public, neexistând urme de frânare. Deci am lămurit un lucru pentru dumneavoastră și telespectatori. Deci omul ăsta nu avea o misiune urgentă care să-i permită să aprindă... Dar asta ne-o spuneți dumneavoastră, domnul Surugiu, dar oficial autoritățile nu ne-au spus nici după 4 zile treaba asta. Da? Dacă se afla în misiune sau nu. Eu vă spun realitatea. Deci am lămurit un lucru. Deci nu era misiune. Și o să vedem cine are dreptate. Deci autoritățile, domnul Hader, mint până o misiune. De prima dată s-a spus că n-ar fi fost în vreo misiune trimis. Dar uite că mai vin și îl mai apără. Și de aceea și populația are motive să gândească în direcția mușamalizării. Ca la noi au mai fost cazuri de acest tip. Dar eu am încredere că, totuși, având în vedere ceea ce s-a întâmplat, mediatică, exprimarea în media a voastră, a tuturor
va conduce la un caz concret. Problema e că asemenea personaje sunt prea multe în poliție. Aici e chestiunea. Și unele dintre ele, cum poate că e omul ăsta sau mulți alții, asta e problema, că sunt prea mulți. Și noi avem muscăturile noastre în toate sistemele de educație, de știu, dar aici sunt prea mulți, pentru că au primit în ultima vreme oameni care n-au de ce să poarte haina de poliție. O să rog domnul Surugiu să ne explice ce înseamnă că a fost angajat din surse externe. Ce practică e asta în poliție? Vă rog. Deci omul ăsta nu era misiune. Doi, s-a dar avea girofarul aprins. Stați un pic că nu concordă. Autoritățile ne-au spus că avea girofarul aprins. Păi l-a aprins de la sine putere, dacă nu ești în misiune. Nu sunt opinii că l-ar fi aprins după. Nu, asta este, nici asta nu este extraordinar. Deci eu am spus, dacă a spus domnul Surgiu ceva... Nu se afla într-o misiune urgentă. Deja o luăm de bună. Acum, deci v-am spus că caseta rămâne la... Iulian, știa meserie? Asta e întrebarea mea. Știa să respecte legea? Păi dacă știa, nu se întâmplă asta. Păi zici și mie. O altă chestiune, dincolo de acest aspect, dacă știa sau nu să respecte legea. Păi n-a avut timp să învețe, domnul Bucur. Domnul deputat Sabo, dați-mi voi un pic. Mai spune domnul Pârvulescu, pe care îl apreciez și eu și dumneavoastră, politologul. Este incredibil, apropo de gestul polițistului care verifică cu piciorul dacă Raisa mai trăiește, este incredibil că atinge cu piciorul corpul victimei și nu-și cere iertare pentru ce s-a întâmplat. Este un accident, dar toate lucrurile, domnule deputat, ne arată că în poliție se beneficiază de impunitate. E vorba sau nu despre asta? Da. Acest gest este unul foarte reprobabil, care aduce atingere și polițiștilor corecți. Pentru că nu poți să nu ai empatie în momentul în care vezi o victimă, poate chiar o persoană decedată, și să nu ai empatie și să nu interacționează în momentul respectiv cu simțăminte umane. Pentru că asta este practic în acest context. Nu-mi dau seama care a fost și din ce cauză a fost această reacție. Nu cred că trebuie să anatemizăm întreaga structură, acest lucru nu cred, dar este o problemă. Și aici domnul ministru a spus, după părerea mea, corect. Și anume faptul că recrutarea din surse externe despre care dorea să discutați și dumneavoastră face ca să avem pe străzi persoane care nu sunt pregătite pentru a fi, să spunem așa, la nivelul colegilor care au trecut prin academiile de poliție, care au trecut prin școlile de poliție, pentru că nu poți să înveți ceea ce alții învață 4 ani de zile, tu să spui că printr-un curs la locul de muncă de 6 luni reușești să acumulezi acele informații, conduita respectivă și așa mai departe. Eu cred că aici ar trebui să mergem și să discutăm, pe de o parte. Pe de altă parte, există o atracție pentru, și aici trebuie să fim sinceri cu noi, pentru această zonă, pentru că tinerii spun așa, domnule, dar nicio problemă, mă angajez cumva eu în poliție și pe la 50 de ani sau X ani ies în pensie. Întrebați-l pe domnul Hader, când iese un profesor la pensie? Și nici dacă la nu are și el, nici la așa așa și dacă nu are și el un stres important în ceea ce privește, mai ales în zilele acestea sau în momentele intense. Da. Deci eu cred că inclusiv acest lucru face ca despre ceea ce a vorbit și domnul ministru și domnul președinte, resursa umană în ultima perioadă să nu fie ceea ce și-ar dori, eu cred, acei oameni care fac cinste în domnule deputat, aș merge la domnul Surugiu și dacă lucrurile stau așa, domnul Bode, care e de vreo un an de zile ministru numai la interne, de ce nu s-a pus pe organiza concursuri pe bune? Că e o miză în continuare exact. Să fie angajat în poliție. De ce numărim numărul locurilor de la școlarizarea acestei meserii când îi pregătesc 3, 4, 5 ani, fie că ești fără studii superioare, dar mai ales când ești cu studii superioare, cine ne ține să nu scoate mai multe lucruri la concurs? Că dacă acum scot un loc la politehnică, la asistenție, nu vine nimeni. Dacă se scoate un post la poliție, 40 pe un loc. Poate păi de ce? Domnul Surugiu, care știe sistemul foarte bine, are un răspuns. Vă rog.
Bun, deci am lămurit un lucru. Să mai lămuresc încă un lucru pentru opinia publică, tot de acel polițist. Ați văzut că avea o geacă care e folosită de către polițiștii de circulație. Hmm. În fiecare secție de poliție există 5-10 geci din astea care pot fi folosite de agenții de proximitate sau de ordine publică pentru a face circulație, pentru că ei sunt și polițiști și au în atribuții lucrul ăsta. Am văzut acolo discuții, domnule, nu știu ce și nu știu cum. Dacă vreți, trecem pe subiectul sursă externă. Aici aș vrea să spun următorul lucru. Deci, mie am văzut că domnul Bode a recunoscut că sistemul e putred de 31 de ani și tot descoperă nu știu cât. Eu îi propun domnului ministru sau cine ne aude, sau președintelui, sau cine vrea, domnule, haideți să începem să facem reformă. Ca să facem o primă reformă în Ministerul de Interne, sau să facă o primă reformă în Ministerul de Interne, nu costă niciun ban. Adică să reclădească Ministerul de Interne din nou, pentru că el e clădit pe o fundație care nu e normală. Și aici am să ajung la sursa externă. În 2012, cred, pe timpul domnului ministru Igaș, au concediat, adică politicienii, pentru că aici e o chestie mai lungă, tot politicienii, și cer scuze față de domnul deputat care e pe linie, lucrează de foarte mult timp la deprofesionalizarea poliției române. Și de ce? Nu numai. Pentru că... Nu numai. Nu numai a voastră, și a noastră, și așa mai departe. Unde și putem? Și peste tot, și la noi în Băgăm Vâncalea cârpaci. Ferată. Peste avem 10.000 de suplinitori, Iulian, în învățământul preuniversitar. Ce să mai fie? Te rog, continuă. Iar în Calea Ferată sunt numiți politicieni care ne spune nouă feroviarilor că instrucțiile de Calea Ferată sunt depășite. Da. Am erupt și noi. Am erupt și noi. Bun, deci se lucrează de foarte mult. Eu sunt de acord că și în alte segmente de activitate, dar aici păi, poliția, fiind cu dosare penale, cu mai dau nas în nas cu politicienii, cu afacerile lor de foarte multe ori mai puțin ortodoxe, și atunci au avut interesul să zlăbească poliția, pentru că în 2012 s-au dat afară, nu știu, aproape 15.000 de polițiști. Sigur, s-a rămas cu o lipsă a personalului. La pensie, da. La pensie, domne, păi vezi. Cum... Păi nu, din punctul meu de vedere, păi... domnul președinte. La 45 de ani în floarea vârstei. Păi să știi că și pe ăsta putea să-l trimite la pensie dacă avea vreo 40 de ani. Îl băga de la pensie. Da. Și dădea pensie mai mare decât pensia mea, domnul Iulian. Ne uităm la faptul, doamna Barcari, că ministrul Bode nu și-a întrerupt vacanța, niciun mesaj pe Twitter, cum fac politicienii, pe Facebook, pe vreo rețea, vreun telefon în direct la vreo televiziune, vreo reacție care să vorbească despre umanitatea sa ca șef al poliției, nu apropiat al președintelui Iohannis. În acest caz, abia la câteva multe zile a ieșit public să vorbească și a spus că nu a intervenit, nu, pe canalele mediatice, tocmai pentru a lăsa pe subalternii săi să-și facă treaba. Și unul n-a vorbit ce trebuie. Ce să vă spun? Asta demonstrează un singur lucru, că atâta timp cât se numesc politic în asemenea funcții, nu empatizează cu profesia și o tratează ușor. Important este să câștige un ban în plus, să poată să beneficieze de niște avantaje, că călătorii mai ieftine sau mai știu eu ce. Nu sunt implicați efectiv în problematica de speță. Pentru că sunt... Doamna Barcare, peste tot în lume... Structurile militarizate, miniștrii acestor structuri sunt civili. Doar în dictaturi, structurile militarizate sau administrative, în general, sunt din interior. Asta o știți și dumneavoastră. Nu este problema că domnul Bode... Că domnul Bode... Dacă ceea ce spuneți dumneavoastră ar fi adevărat, înseamnă că când am fost ministru de interne Tobă Petre, înseamnă că am fost într-o dictatură. Nu. Am spus în general. Eu am vorbit de profesioniști. Poate să fie civil sau militar, dar să fie profesionist. Vreau să salut prezența doamnei deputat Oana Țoiu. O secundă. Asupra forțelor de ordine trebuie să existe.
Domnul Surugiu, o secundă. Bună seara, doamna Țoiu. Mulțumesc că ați reușit să ajungeți în emisiunea noastră. Ne uităm apropo de absurdul situației, pentru că a venit astăzi cu justificări tardive, domnul Bode de la interne. Țineți-vă bine, domn profesor Hader. Poliția română dă azi un comunicat de presă care sună așa. Un copil, o speță, o știre. Un copil de 5 ani care a ieșit în fugă din curte s-a lovit de mașina unui polițist aflat în timpul serviciului în Bolintin Vale, susține poliția română într-un comunicat de presă. Copilul n-a fost rănit, potrivit comunicatului citat. Polițistul a chemat însă o ambulanță pentru a evalua starea copilului. Da, poate să fie și așa, deci ceva comunicat adevărat. De presă, stați da. Că nu ați înțeles. Poate să fie, dar în care nu o mașina acolo. Poliției a lovit un copil. Copilul s-a lovit de mașina poliției. Asta e cam povestea, un om e a adevărat, un da. Nu. Aia e o știre. Era un banc cu un procuror, mă rog, așa, face un accident și se ajunge la concluzia că gardul a lovit mașina procurorului. Bancuri, dar pe viața noastră a cerut demisia la USR, a cerut demisia domnului Bode. Se va întâmpla ceva? Noi credem că da. Sunt deja nenumărate exemple de eșec ale acestei instituții și nu vreau să extind această concluzie asupra tuturor polițiștilor, pentru că sunt câțiva care reușesc să-și facă treaba bine, câteodată nici n-au echipamentul corespunzător și așa mai departe. Da. Dar am văzut și e foarte important că se adună toate aceste momente. De la a lăsa copiii practic în acest pericol. Și întotdeauna se pot întâmpla tragedii. Dar tragediile astea trebuie să aibă un răspuns ferm. Inclusiv față de restul polițiștilor, care câteodată unii dintre ei se cred regii șoselelor. În loc să ne ferească de ei, ajung să meargă cu semnale luminoase sau acustice când nu este cerut de urgența misiunii. Da? Cel mai prolific ministru din guvernele liberale ale domnului Iohannis, domnul Bode, pus la 3 ministere, ministru, credeți că va pleca sau va reforma acest minister? Când eram... Ca să înțelegem, doamna. Da. Aici, dacă aș putea să prevăd ce face PNL-ul, n-ar fi România în locul în care e. Deci nu aș întrăzni să presupun că înțeleg până la capăt sau că pot să prezic ce va face acest partid. Dar în ultimii 2 ani de zile, și spun asta înțelegând că unul din acești 2 ani am fost în coaliție și sunt în conducerea partidului meu așa cum eram și atunci, deci cu o oarecare responsabilitate în asta, totuși în ultimii 2 ani de zile nu doar că s-au construit constant eșec peste eșec, dar dacă discută cineva cu oamenii din teren, o să vadă că se plâng, că nu au resursele de care au nevoie, că nu au niciun fel de viziune încotro se merge, că e un deficit de resurse umane uriași, sigur, care nu toate stau în spatele ministrului. Dar domnul Bode și domnul Virgil Popescu sunt niște miniștri longevivi. Au supraviețuit tuturor acestor schimbări și 2 ani de zile e suficient să se vadă dacă poți sau nu să faci ceva cu ministerul pe care îl conduci. Domnului Bode, astăzi eu mărturisesc că n-am apucat să o văd pe toată și mă întreb dacă a făcut vorbirea domnul ministru de interne despre incidentul de la Timișoara, când liderii AUR, simpatizanți AUR, împreună cu George Simion, dau buzna peste primarul Timișoarei. Și mă întreb dacă jandarmeria, care ține de Ministerul de Interne, a fost pe acolo. Da, asta este complet de neînțeles pentru noi. Și nu pentru că e Timișoara și e Fritz, primarul nostru de la USR. S-a întâmplat și în alte primării. În Timișoara, apoi este toată absurd. Țara. Nu poți să protejezi Parlamentul, nu poți să protejezi primăria Timișoarei. Dacă ne uităm la ce amenzi sau controle s-au făcut, s-au dat, cred, 8 sau 10 amenzi, nici nu mai știu, pentru purtarea măștii, deci atât. Haideți să vedem câteva imagini, nu? Poate ne-au scăpat, s-au întâmplat vineri. La Timișoara avem câteva reacții, dar, repet, tardive și aproape deloc din partea șefului Ministerului de Interne. Au încuiat. Au închis primăria. Auziți, nu uita! Timișoara, lumea tea! Libertate! 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 Noi, românii, cât suntem stăpânii! Noi, românii, cât suntem stăpânii! Noi, românii, cât suntem stăpânii! Acum au închis și ușa din spate, pentru că
N-avem voie. Nu, pentru că nu vor să discute cu oamenii. S-au baricadat în untru. Este frică de popor. Păi te mai o intrare și pe acolo, hai să încercăm și acolo. De ce n-a fost să ne dați voie? Ai deschis acum, da? Călătăm pe domnul Prozar, dar ducem până la el. Am venit cu domnul Bănciu, care este reprezentantul Memorialului Revoluției și care trebuie să fie revoluționar, a luptat pentru libertatea noastră și nu-l primiți într-o audiență. Haideți, cine ne primește? Rușine! Asta este felul în care administrația Fritz se poartă cu cetățenii și cu cei care au avut morți și urmași la Revoluție. Haideți să mergem, că a văzut toată țara. Am dat peste un pupil al domnului Klaus Iohannis, el fiind PNL, a venit să-i facă campanie lui Dominic Fritz, parașutat aici la Timișoara din Germania, fără viză permanentă de domiciliu. Omul ăsta ocupă ilegal funcția de primar și trebuie să știe toată țara acest lucru. Nu mai avem parașutați și alte specii de genul ăsta. Da, e normal, domnule Sorugiu, să se întâmple așa? Adică unde erau forțele de ordine, autoritățile statului care păzeau un ales local? Mâine un demnitar, mâine un șef de guvern? Adică se... Într-o țară democratică, poți să dai buzna așa? Eu încerc să fiu corect cât pot de mult și să fiu, că sunt prea în vârstă ca să mă apuc de prostii la vârsta mea. Deci la Parlament, eu cred, după părerea mea și după expertiza mea de 30 de ani, eu cred că șeful jandarmeriei a procedat corect. La ceea ce s-a întâmplat la Timișoara, să-mi fie iertat. Eu stau și mă întreb, poate mă întrebați și dumneavoastră. Și revin imediat la subiect. Și poate îmi răspundeți și mie, că sunt bătrân așa. Dom'le, era guvernul lui Dragnea și făceau nu știu ce prostii noaptea. S-adunau oamenii în fața guvernului, am fost și eu de multe ori, aproape 100.000. Dom'le, eu nu înțeleg acum când politicienii ăștia, coaliția sfinților, să nu zic a dracilor, au scumpit prețurile la facturile astea de ne bagă în mormânt, unde sunt, dom'le, oamenii ăia? Da, mulțumesc, domnul Sorugiu. Vreau și mai avem puțin tel. Imediat, domnule deputat Sabo, doamna Oana Țoiu, acuzați că autoritățile, în speță ministrul de interne, ar fi complice cu cei de la AUR care au făcut aceste lucruri. Și la, era să zic, Capitoliu. Nu, la Parlamentul nostru autohton și la Timișoara, în biroul unui primar ales. Eu n-am făcut această acuzație, dar ministrul trebuie să am clarifice... Am auzit din partea USR-ului. Voci. Trebuie să clarifice totuși dacă A, nu e în stare prin instituțiile sale să protejeze nimic, caz în care, dacă nu e în stare, să-și găsească altceva de făcut, sau nu vrea. Da? Deci ori nu poate, ori nu vrea. Nu se poate. Una din aceste două scenarii trebuie să și le aleagă. Dar înainte de asta vreau să clarific ceva pentru cei care se uită acum la emisiunea dumneavoastră. În Uniunea Europeană, oriunde în Uniunea Europeană, orice cetățean al Uniunii poate să candideze și să fie ales primar, consilier, în oricare dintre acestea. Avem viceprimărița Berlinului româncă, de exemplu. Avem în două orașe din Germania primar român, de altfel excelență acolo, pentru că diaspora din România face o treabă extraordinară. Dar au cetățenie germană. Orice cetățean al Uniunii Europene da, poate lega ei, și este Constituția pe care România a modificat-o tocmai ca să poată însă, astfel. Ce le spuneți? Deci există o dreptul cetățenie. Tuturor. E foarte periculos și mie mi-e frică dacă mă întrebați până la capăt. Dincolo de orice discuție politică, de demisii, de așa, mie mi-e frică în acest moment de locul unde se duce discursul huliganismul și violența și rasism, în România. Domnule deputat, Herr Fritz, altă specie străină, România este țara care beneficiază cel mai mult de libertatea forței de muncă de a se mișca. 4 milioane de români care lucrează întrebare în altă țară, nu e, da? Întrebare cum spune doamna Țoiu, imediat domnul Sorugiu, imediat la rând e domnul deputat Sabo Odon, imediat domnul Sorugiu, cu complicitatea au ba autorităților care dacă nu dau sancțiuni pentru asemenea fapte, unde ajungem? Domnul deputat. Uitați, eu am făcut o plângere în Parlament pentru atitudinea celor de la AUR, în birou permanent, colega mea, doamna Țoiu, știe acest lucru, pentru că inclusiv da. În plenul Parlamentului au existat, să nu spun, să nu fiu foarte rău, dar acte de huliganism. Da.
în care la un moment dat un coleg, poate acum nu simpatizează unul pe domnul Lohrmann, dar i-au luat scaunul de sub, de sub el. În momentul în care Parlamentul a fost atacat, unii mergeau în stradă și o mașină ambasadei SUA a fost vandalizată. Și așa mai departe. Deci eu cred că dacă nu reușim să fim foarte fermi în acest tip de discurs care face rău României, care este într-adevăr xenofob și inclusiv antinațional, pentru că nu face bine României, este împotriva României, atunci vom culege ceea ce merităm. Pentru că un stat slab, dacă nu reușește să țină un frâu, o mână de oameni care intră peste autorități, au mers la domnul Rafila acasă și i-au bătut la ușă. Să spunem, un alt parlamentar, coleg din altă parte, nu de la USR, ci de la PSD. Deci nu merge acest tip de politică, acest tip de politică în care mergi peste el, la el acasă și încerci să faci ce? Până la urmă ori să fie oameni. Până la urmă o să fie oameni care nu sunt controlați sau nu pot fi controlați, pentru că acolo se va ajunge. Și ce o să facem? Ca și în Bangladesh? Deci nu cred că este direcția corectă și aici autoritățile trebuie să fie ferme. Nu trebuie să intervină totdeauna, dar trebuie să ții departe acest tip de huliganism de politica națională. Doamna Țoiu, concret, ce așteptați să facă cei care ne păzesc? Ca să nu pățească și alții. Să-și facă treaba. Și de la ministru Bode ne așteptăm să demisioneze, pentru că nu are de unde să apară speranța în ceea ce îl privește pe dumnealui în acest moment. O demisie, domn profesor Hadă, rezolvă o problemă de sistem? Nu. Apropo fi. De impunitatea pe care a arătat-o polițistul care verifica cadavrul copilei cu piciorul? Din păcate, nu cred că va fi nicio demisie, nici cea pe care și eu am solicitat astă seară la noastră și la toate televiziunile a domnului Popescu. Despre domnul Bode, ce să zic, e tare în toate, îl pun în toate funcțiile, a apărut târziu de tot să ne prezinte cum vede domnia sa situația. Cred că lucrurile nu se vor rezolva în poliția română, deși Iulian Surgiu vine de multă vreme cu idei interesante, vorbește de reformă. Reforma se face cu bani, se face cu oameni pricepuți. Dar nu sunt pricepuți acolo, pentru că în politică sunt puși și oamenii în funcții importante la ei acolo, care n-au nicio legătură cu domeniul. Așa cum la energie îmi spune că se măsoară energia electrică în kilowatts pe oră, ca și cum ar fi kilometri la oră. Mai era puțin, îmi spunea kilometri. Domnul Ciucă chiar, că ați remarcat. Nu, dânsul a greșit că a citit repede și altceva, dar sunt și specialiști care lucrează, care nu știu prea bine. Domnul Surugiu, foarte scurt, vă rog părerea noastră și încheie doamna Țoiu. Eu cred că o demisie nu rezolvă, ci o reformă ar rezolva problema Ministerului de Interne, dar e foarte mult de discutat. Și aș vrea să-i spun doamnei deputat sau senator, în ce scuze... Deputat. Demite, deputat. Eu mi-aș dori, doamnă, ca români ce sunt, ca acești 5 milioane de oameni care muncesc, de români, care muncesc în Europa, să muncească în țara noastră. Da, și eu mi-aș dori asta. A fost prima mea prioritate în audierea de ministru. Dar credeți că ce se întâmplă în momentul ăsta în România îi atrage înapoi? Pentru că ai nevoie să ai copii în siguranță pe străzi, nu? Doamna, ai nevoie să fii în siguranță în locul de muncă unde lucrezi? Iertare. Iertare. Eu dacă o să fac vreodată politică, primul lucru care o să-l fac o să fie acela de a încerca să opresc exodul copiilor. Și după aia problema 2. Mulțumesc. Domnul Sorogiu, mulțumesc tare mult. De asemenea, sunt onorat, domnule deputat Sabo Odon, doamna Țoiu, domnule profesor Hader. Mulțumim și noi pentru invitație. Împărtășesc, spuneam, fricile dumneavoastră. Sperăm că autoritățile vor lua act, măcar. Să ne spună domnul Bode, nu pe emoție doar să se cațere, pe emoție colectivă, ci punctual, să ne spună că rezolvă situații ca cea de la Timișoara, de pildă. Mulțumesc frumos, ne vedem mâine seară, numai bine!